Legea adevărului. A 12-a lege universală a succesului este legea universală a adevărului. Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ioan 8,32. Care este acest adevăr care te va face liber? Adevărul care te va face liber este înțelegerea universului, a legilor și a principiilor prin care operează, a locului tău în acest univers. Adevărul este fundamentul universului. Cele 9 elemente ale adevărului. 1. Există o cauză primordială. Folosim nume ca Dumnezeu, forța universală, inteligența divină, creatorul, pentru a denumi această cauză primordială. În cele ce urmează, îi vom spune creatorul. 2. Creatorul dispune de o inteligență care operează prin principiu și ordine. 3. Această inteligență, care se manifestă ca principiu și ordine, este atotputernică, atotcunoscătoare și atotprezentă. 4. Această inteligență, care se manifestă ca principiu al ordinii, reprezintă puterea adevărului, care este întreg și complet, cuprinzând în sine partea pozitivă și negativă a tuturor lucrurilor, cele bune și cele rele, viața și moartea. 5. Tot ce a fost creat în univers reprezintă o manifestare a puterii adevărului prin inteligență, principiu sau ordine, în acord cu natura sa. 6. Omul a fost creat după chipul și asemănarea creatorului și a fost înzestrat de către creator cu puteri și drepturi inalienabile. 7. Aceste drepturi și puteri ale omului ating cote maxime atunci când sunt în acord și în armonie cu puterea adevărului, manifestată de creator. 8. Legile universale ale succesului sunt parte integrantă a puterii adevărului care ghidează umanitatea către o relație armonioasă cu universul și cu creatorul lui. 9. Atunci când aceste elemente ale adevărului vor fi studiate, practicate, asimilate și stăpânite, vei cunoaște adevărul și vei fi liber. Cum stăpânești puterea adevărului? Stăpânește cele 12 legi ale succesului și ele te vor călăuzi în călătoria ta către atingerea țelului și realizarea scopurilor și viziunii tale. Asimilează aceste legi sub forma unor afirmații simple și concise, cu ajutorul cărora adevărul poate fi reprezentat automat și rapid în conștiința ta. Iată cum pot fi formulate simplu și concis cele 12 legi ale succesului. 1. Legea universală a gândirii. Devii ceea ce gândești cea mai mare parte a timpului. Ceea ce recunoști, investești cu energie. Ceea ce investești cu energie, aceea vei realiza. 2. Legea universală a schimbării. Prin schimbarea modului de a gândi, îți poți schimba viața. 3. Legea universală a vizualizării. Ceea ce vizualizezi limpede în gândurile tale este ceea ce vei avea ca experiență de viață. 4. Legea universală a cererii. Ai ceea ce ceri. 5. Legea universală a magnetismului uman. Asemănătorul atrage asemănătorul. Fii persoana care dorești să fii dacă vrei să atragi oamenii pe care ai dori să-i întâlnești, experiențele pe care ai dori să le ai și posesiunile de care ai dori să te bucuri. Ceea ce porți în inimă, ți se citește pe față. Lavinia Snead. 6. Legea universală a focalizării. Nu pierde din ochi țelul pe care vrei să-l atingi. Toate abaterile de atenție sunt egale și egal contraproductive. Menține-te în permanență sub control. 7. Legea universală a acțiunii. Te învață cum să fii cât mai eficient cu putință în ceea ce trebuie să faci. 8. Legea universală a valorii și a schimbului reciproc. Investește-ți timpul, gândurile, energia și banii eficient și cu înțelepciune. Nimic nu este pe degeaba. 9. Legea universală a relațiilor. Fă celorlalți ceea ce ai vrea ca ei să-ți facă ție. Dacă vrei să ai prieteni, fii prietenos. Elder Linwood Nesbitt. 10. Legea universală a dăruirii. Este întotdeauna destul din orice îți dorești. 11. Legea universală a perseverenței.
Cei care înving nu abandonează niciodată, cei care abandonează nu înving niciodată. Ține-te bine și mergi mai departe. 12. Legea universală a adevărului. Adevărul te va face liber. Principiile adevărului. Legile universale ale succesului se bazează pe principiile adevărului care influențează toate aspectele legate de gândurile, emoțiile și acțiunile tale. Aceste principii sunt 1. Principiul perfecțiunii. Fii cât mai bun cu putință. Este natura ta să cauți binele și partea pozitivă în orice situație, circumstanță și asociere. Tatăl tău, sursa, se află în conștiința ta, care este întreagă, completă și perfectă. Dacă vei stabili o relație armonioasă cu sursa, te vei afla pe drumul cel bun în orice vei înfăptui. 2. Principiul rugăciunii. Trebuie să existe o comunicare zilnică personală cu Creatorul. Această comunicare trebuie să fie o rugăciune de îndreptare care te va pune în rezonanță cu energiile benefice din tine și din univers. Soarta bună vine la tine dacă vei ține deoparte oamenii negativi în gândurile și în comportamentul lor. Evită-i pe cei care și-au distrus propriile vieți, care nu au respect pentru Dumnezeu, pentru ceilalți oameni și pentru ei înșiși. Orientează-ți viața în fiecare moment către legea adevărului. 3. Principiul iertării. Trebuie să ierți și să eliberezi din greșeală pe cei care ți-au făcut vreodată rău. În felul acesta te eliberezi de emoții negative precum gelozie, invidie, răzbunare și învinuire. De asemenea, iartă-te pe tine însuți pentru ceea ce ți-ai făcut rău. Te vei elibera astfel de nesiguranță, vină și autosabotaj. 4. Principiul motivării. Motivația este inteligența care se identifică cu cele mai profunde sentimente asociate gândurilor tale. Acestea reprezintă aspectul subconștient al fiecărui gând conștient. Tatăl, forța, creatorul, este prezent în profuzimile ființei și se manifestă prin sentimentele cele mai adânci pe care le trăiești. Motivațiile unei alte persoane se transmit prin intermediul minții subconștiente direct subconștientului tău. Tu percepi apoi aceste experiențe sub forma unor intuiții inspirate, numite și cel de-al șaselea simț. Ai încredere în intuiția ta. Ea nu reprezintă ceea ce o altă persoană spune sau face, ci sentimentele profunde asociate motivațiilor acelei alte ființe, care determină în final modul în care aceasta va interacționa cu tine. Poți ascunde motivele care stau la baza comportamentului tău, dar nu poți ascunde efectele. 5. Principiul dreptei judecăți. A judeca înseamnă a-ți forma o opinie despre cineva sau ceva după o analiză și o evaluare atentă. Principiul dreptei judecăți afirmă că trebuie să fii drept și cinstit în judecățile de valoare pe care le faci altor oameni. Fii drept în toate judecățile tale și în toate împrejurările. Dacă vei fi nedrept, plin de prejudecăți și tendențios în opiniile pe care le exprimi despre ceilalți, vei primi un răspuns negativ, ostil din partea lor, bazat pe sentimentele de ură și de răzbunare pe care le creezi. Răspunsul negativ ți se va adresa direct. Dacă judeci drept o altă persoană, demonstrezi o atitudine pozitivă care va genera o atmosferă de onestitate, adevăr și respect. Prin judecata dreaptă pe care o proiectezi asupra celorlalți, vei atrage un răspuns similar din partea lor. 6. Principiul discernământului. Nu te lăsa înșelat de aparențe. Pentru a avea succes, trebuie să vezi adevărul în toate circumstanțele și în toate situațiile. Trebuie să înveți să fii un evaluator rapid și corect al tuturor oamenilor și al tuturor motivațiilor. Lasă-te ghida de intuiția și de bunul tău simț, înțelegând cu ajutorul legilor și principiilor succesului cum să discerni între adevăr și minciună în orice situație. Viața te învață cu ajutorul principiilor și experiențelor pe care ți le oferă. Fii un ascultător atent și sensibil al sentimentelor și vocii tale interioare. Legea cauzei și a efectului. Sursa puterii și a discernământului rezidă în înțelegerea deplină a legii universale a cauzei și a efectului.
Universul operează prin intermediul principiilor și ordinii manifestate sub formă de cauze și efecte. Atunci când ești în armonie cu ordinea divină și cu principiile ei, cauzele și efectele care se manifestă în viața ta îți vor revela adevărul în toate lucrurile. Legea universală a adevărului este asimilată în ființă prin credința că există întotdeauna o soluție pozitivă, dreaptă, pentru orice situație. Ea îți garantează că ai deja tot ce îți trebuie pentru a dobândi tot ceea ce vrei, a merge oriunde dorești și a deveni persoana care vrei să devii. Pe scurt, legea universală a adevărului constituie fundația pe care îți construiești viața. Dacă vei stăpâni legile universale ale succesului, vei fi ghidat în călătoria ta către atingerea scopurilor și realizarea viziunii tale despre viață. Legile universale ale succesului se bazează pe principiile adevărului care facilitează interpretarea și aplicarea lor în viață.